Bună, dragilor, și bine ați venit la canalul meu. Eu sunt Victoria și astăzi vă invit să tricotăm împreună o bentiță coroniță. Am lucrat această coroniță cu un fir merino și unul bumbac de aceeași grosime, deci ar veni 200 de metri pe 100 de grame. Andrei le-am folosit 3,5, așa. Și astăzi vom tricota cu merino. Merino la fel am 200 de metri în 50 grame, vom lucra în două firi, deci 200 de metri pe 100 de grame. Voi lucra cu andrelele pentru șosete, deoarece va fi mult mai ușor să vă explic modelul și să le înțelegeți. Aș putea lucra, bineînțeles, cu andrelele cu les scurtă, însă nu se va observa chiar atât de bine modelul. Deci, pentru această bentiță am lucrat 8 repetări de model. O repetare de model este de aici până aici. Și modelul în sine îl vom lucra 12 rânduri. Ar veni până aici. Deci începem de la colțișori de sus în jos. Vom începe cu 18 ochiuri pentru fiecare repetare de model, apoi vom reduce numărul de ochiuri, da? Și pentru o repetare de model vom rămâne cu câte 10 ochiuri. Deci, având în vedere că voi veți rămâne cu 10 ochiuri pentru fiecare repetare de model, veți calcula numărul necesar de ochiuri în funcție de grosimea firului cu care veți lucra. Eu am 10, în 10 cm am 21 de ochiuri, deci 80 de ochiuri, am rămas cu 80 de ochiuri, am 39 de centimetri. Bineînțeles că bentița nu va sta fix, așa se va întinde puțin pe căpșor copilului și este potrivit pentru 42 de centimetri, cât de cât. Cam atât se întinde. Bineînțeles că se întinde mai tare, însă nu mai stă atât de bine, nu arată atât de bine. Așa. Deci vom monta pe andrele. Fiecare andrea vom monta două repetări de model. Deci, dacă doriți să lucrați aceeași dimensiuni ca probă, da? Să vedeți cum vă iese. Dacă lucrați cu un fir mai gros, bineînțeles că bentița va fi mai mare. Și dacă lucrați pe andrele cu lesă, atunci montați 145 de ochiuri, 144 fiind pentru model, un ochi cu care vom uni lucru. Însă, dacă lucrați cu andrele pentru ciorapi, vom monta ochiurile. Pe fiecare andrea v-am spus câte două repetări de model, vor fi 36 de ochiuri și pe ultima andrea vom monta 37. Deci, cu metoda clasică, montăm fiecare andrea 36 de ochiuri. Uite așa. Montăm pe fiecare andrea. Deci, pe prima andrea am montat cele 36 de ochiuri, pur și simplu iau următoarea andrea și începem să montăm celelalte ochiuri. Strângem bine ca să nu avem ochiuri prea legere și montăm celelalte ochiuri. Așa, după ce am montat toate ochiurile, pe ultima andrea v-am spus, montăm cu un ochi mai mult, avem 37 de ochiuri. Acum vom uni lucrul în cerc. Luăm un ochi de pe prima andrea. Da? Iar ochiul al 37-lea, da? De pe andreaua dreaptă, îl trecem peste celălalt ochi, stați așa, deci îl trecem peste
ochiul îl trecem înapoi pe Andreaua, de unde l-am luat, iar aceste două firii pur și simplu le strângem. Și acum începem să tricotăm modelul. Nu vă faceți griji dacă se lărgește puțin, chiar și mai târziu puteți strângeți acest fier. Și acum, știind că pe fiecare Andreea avem două repetări de model, vom începe primul rând. Primul rând lucrăm astfel. 8 ochiuri pe față. 1, așa, primul, un ochi, 2, 3, va trebui să-i pun coronița, 4, 5, 6, 7, 8. Acum va trebui să luăm 3 ochiuri la un loc, cum lucrăm noi. Luăm 2 ochiuri pe Andreea nelucrate, al treilea îl tricotăm, iar celelalte 2 ochiuri nelucrate le trecem peste ochiul lucrat. Și astfel avem o scădere de 3 ochiuri spre stânga. Așa. Avem o scădere spre stânga. Tragem firul să nu avem ochiul prea larg și lucrăm mai departe 7 ochiuri pe față. Patru, cinci, șase, șapte. Este o repetare de model lucrată. Acum începem repetarea de model de la început, iarăși. 8 ochiuri pe față. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scădere de 3 ochiuri spre stânga, deci luăm primele 2 ochiuri nelucrate, al treilea îl tricotăm, ochiurile nelucrate, primul rând este mai greu de lucrat, așa, strângem iarăși ochiul și următoarele 7 ochiuri pe față, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci puteți vă notați pe un caietel. Primul rând se lucrează 8 ochiuri pe față, 3 ochiuri la un loc, 7 ochiuri pe față. Lucrăm așa până la capul rândului. Așa, rândul numărul 2. La rândul numărul 2 vom lucra ochiurile pe dos, doar scăderile le vom lucra pe față. Și vom lucra astfel, 7 ochiuri pe dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 ochiuri pe dos, 3 ochiuri la un loc, pardon. Deci, din cele 3 ochiuri, în mijloc avem scădere de 3 ochiuri, care am lucrat-o în celălalt rând. Da? Acum iarăși luăm 2 ochiuri nelucrate, al treilea îl lucrăm, iar ochiurile nelucrate se trec deasupra celui lucrat. Iarăși tragem firul și 6 ochiuri pe dos. Asta este o repetare de model. Patru, cinci, șase.
Iarăși, 7 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ochiuri la un loc. Primele 2 ochiuri se iau nelucrate. Lucrăm al treilea. 2 ochiuri nelucrate se trec peste cel lucrat. Și 6 ochiuri pe dos. Astfel repetăm tot rândul. Așa, rândul 3. Rândul 3 lucrăm astfel. 6 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ochiuri la un loc. Da? Din cele 3 ochiuri avem la mijloc scădirile. Da? Iarăși luăm două ochiuri nelucrate, al treilea lucrăm, cele două ochiuri nelucrate strec deasupra peste cel lucrat. Iarăși tragem ochiul și iarăși 5 ochiuri pe față. 2, 3, 4, 5. Deci rândul 3, 6 ochiuri pe față, 3 ochiuri la un loc, 5 ochiuri pe față. Iarăși începem. 6 ochiuri pe față, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ochiuri la un loc, 5 ochiuri pe față. Astfel lucrăm tot rândul. Rândul numărul 4. La rândul numărul 4 iarăși lucrăm un rând pe dos, doar scădierile vom lucra pe față. Și avem 5 ochiuri pe dos. 2, 3, 4, 5. 3 ochiuri la un loc. 4 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4. Și astfel lucrăm și cealaltă repetare. Deci, 5 ochiuri pe dos. 1, 2. Va trebui să fac ceva cu contrele, să nu fac atâta galăgii. Deci am avut 4, 2 pe dos, 3, 4, 5. 2 ochiuri luăm nelucrate, al treilea lucrăm, 2 nelucrate îl trecem deasupra. Iarăși tragem fir, 4 ochiuri pe dos. Astfel lucrăm tot rândul. Așa, după cum observăm, deja colțișorii au prins formă. Rândul 5. Rândul 5 vom lucra toate ochiurile pe față. Pur și simplu lucrăm ochiurile pe față, fără nicio scădere. Uite așa, lucrăm tot rândul. Rândul 6. La rândul 6 vom începe de aici model ajurat. Vom continua cu scădirile, iar aici vom face jeteuri pentru a obține acest model ajurat. Și vom lucra astfel. Un ochi pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, 3 ochiuri pe față, 3 ochiuri la un loc, 2 ochiuri se iau nelucrate, al treilea lucrăm, 2 ochiuri nelucrate, strec peste cel lucrat. Tragem iarăși firul, 3 ochiuri pe față și jeteu. Aceasta este o repetare de model. Continuăm a doua repetare de model, iarăși un ochi pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, 3 ochiuri la un loc, 3 ochiuri pe față. Nu uităm și de jeteu. Continuăm astfel tot rândul.
Rândul 7. Rândul 7 se lucrează toate ochiurile pe față. Jeteurile se lucrează simplu pentru a obține acea gaură. Haideți că mai ajung la câteva celelalte jeteuri. Deci jeteul se lucrează simplu. Nu lucrați răsucit pentru a obține același ochi. Astfel lucrăm tot rândul. Rândul numărul 8. La rândul numărul 8 lucrăm astfel. Două ochiuri pe față. Jeteu. Două ochiuri pe față. Trei ochiuri la un loc. Două ochiuri pe față. Jeteu. Ochi pe față. Aceasta este o repetare de model și continuăm cu iar de la început. Două ochiuri pe față, jeteu, două ochiuri pe față, trei ochiuri la un loc, două ochiuri pe față, jeteu, și un ochi pe față. Astfel lucrăm tot rândul. Rândul 9. La rândul 9 lucrăm iarăși toate ochiurile pe față. Jeteurile lucrăm simplu pentru a obține ajurul. Restul ochiurilor pe față. Nu avem nicio scădere la acest rând. Rândul 10. La rândul 10 lucrăm astfel. 3 ochiuri pe față. 2. 3. Jeteu. Un ochi pe față. 3 ochiuri la un loc. 1 ochi pe față. Jeteu. 2 ochiuri pe față. Și iarăși începem repetarea de model la început. 3 ochiuri pe față. Jeteu. Ochi pe față. 3 ochiuri la un loc. 8 pe față. Jeteu. 2 ochiuri pe față. Astfel lucrăm tot rândul. Așa, rândul numărul 11, la fel, îl lucrăm pe față ca și celelalte rânduri impari până acum. Deci doar pe față. Cam așa arată modelul nostru până acum. Rândul numărul 12 și este ultimul rând lucrat cu model. Deci lucrăm astfel. 4 ochiuri pe față. 2, 3, 4. Jeteu. 3 ochiuri la un loc. 3 ochiuri pe față. 2, 3. O repetare de model am făcut-o. Acum începem iarăși la început. 4 ochiuri pe față. 2, 3, 4. Jeteu. 3 ochiuri la un loc. 3 ochiuri pe față. Astfel lucrăm tot rândul. Așa, după rândul 12, urmează rânduri doar pe față. Acum stabiliți voi înălțimea care doriți să lucrați. Eu am lucrat 5 rânduri doar pe față, apoi am
lucrat această bată, un rând pe față, un rând pe dos. Deci încă 8 rânduri. Cam așa arată colțișorii noștri. Deocamdată nu sunt spălați, nu sunt aranjați și arată cam ciudățel. Însă, îi vom întinde puțin, vom aranja ochiurile, chiar și la spălat, vom aranja fiecare colțișor în parte. Ia uitați, deja altfel arată decât colțișorul ăsta. Puțin întins, ochiurile aranjate, mai ales după spălare, ochiurile toate se vor aranja și vom aranja fiecare colțișor în parte. Ia uitați, arată mult mai bine, chiar și marginea puteți o întindeți puțin, aranjând fiecare colțișor. Ia uitați cât de frumos arată. Deci, lucram 5 rânduri doar pe față. Eu am lucrat cele 5 rânduri. Dacă credeți că sunt insuficiente, atunci mai lucrați 2-3 rânduri. Acum vom lucra un rând pe dos, un rând pe față, rând pe dos, rând pe față, rând pe dos, rând pe față. Da? În total 6 rânduri. La al 7-lea rând pe dos vom încheia lucru. Și la fel și această latură. Puteți lucrați și mai lată. Deci lucrăm cele 6 rânduri, cu un rând pe față și un rând pe dos. Așa, acum încheiem lucru. Lucrăm primele două ochiuri pe dos. Primul îl trecem peste al doilea. Și la fel continuăm până încheiem tot lucru. Un ochi îl lucrăm și al doilea îl trecem peste primul. Lucrăm un ochi pe dos. Uite așa. Aici am tras. Uite așa. Astfel lucrăm toate ochiurile. Până rămânem doar cu unul singur, ultim. Așa, am rămas cu un ochi. Tragem firul pur și simplu prin acest ochi. Și acum întoarcem lucru pe dos, spre noi. Vom culege primul ochi de pe această margine cu care am început noi scăderea. Trecem firul prin ochi. Așa. Și acum introducem croșeta în ultimul ochi. Tragem firul prin acest ochi. Și am format această margine. Astfel am unit lucru și acum vom ascunde firul în spatele lucrului, da? În pedosul lucrului. Astfel această muchie este dreaptă, nu avem niciun noduleț. Rămâne să ascund firul pedosul lucrului. Aici la fel voi proceda cu acest fir. Îl voi trece printr-o buclă. Simplu trec în spatele lucrului și îl ascund aici prin ochiurile astea lucrate pe dos. Vom ascunde astfel câțiva centimetri acest fir. Astea două fir le voi ascunde. Deci, coronița noastră este gata, urmează o spăl, întind fiecare colțișor înainte de a o pune la uscat, o aranjez frumos și cam atât. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați un like. Mi-ar plăcea dacă ați distribui acest video. Aștept comentariile voastre
cu nerăbdare, iar până la următorul tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!